Bine v-am găsit, dragilor! M-am gândit să fac un mic vlog pentru că am văzut că sunteți interesați și de ceea ce gătesc eu pentru mine în afara rețetelor pentru canal. Mă gândesc că vă poate servi ca și inspirație să alegeți ce să mai faceți de mâncare sau poate să găsiți o idee nouă. În perioada aceasta de după Paști, scopul meu a fost să utilizez ingredientele care sunt pe la sfârșitul termenului de valabilitate, pentru că nu-mi place să arunc. Spre exemplu, aveam mai multe lămâi care începeau să devină cam moi, așa că le-am transformat într-o limonadă cu miere pentru al meu soț. Mie mi-a mai rămas de asemenea brânză de vaci și smântână de la pască, așa că am decis să le transform în papanași. Am lăsat întâi brânza la scurs, un prim pas extrem de important. V-am explicat însă detaliat în rețeta video de pe canal. V-am explicat acolo cum se procedează și vă las link în primul comentariu dacă nu ați văzut rețeta până acum. Am mai avut de asemenea rămase prin frigider legume pentru salata verde și eu procedez așa cu ele. Pregătesc toate legumele, le pun în bol și apoi acopăr cu folie de plastic și dau la frigider. Salata ține așa aproximativ 2 zile și dacă este deja făcută, întotdeauna se mănâncă în aceste 2 zile. Dacă legumele stau într-o pungă în sertarul frigiderului, este mult mai probabil să uit de ele și să se strice. Tot din aceleași legume am făcut și una din salatele mele favorite cu cartofi fiert. Este foarte gustoasă și ține foarte bine de foame. Am folosit ultimele ouă fierte rămase de la Paști pentru ea și aveți și voi rețeta pe canal. Las linkul tot în primul comentariu pentru doritori. Am mai pus la scurs și iaurt grecesc. Îl pun într-o sită deasă și apoi îl las la frigider peste noapte. Îl folosesc pentru tzatziki, dar și pentru desert. Pentru că am prea multe borcane de dulceață deschise prin frigider, cred că vi se întâmplă și vouă, am decis să resterilizez unul. L-am pus în apă rece, am fiert 30 de minute și apoi l-am lăsat să se răcească complet în apa respectivă. Și merge de fiecare dată, se sterilizează foarte bine. Seara am făcut papanașii moldovenești, după rețeta pe care o aveți și voi pe canal, doar că am pregătit numai biluțele, nu și gogoșelele, inelușele acelea mari. Așa arată, cam atât mi-a ieșit, dar majoritatea i-am împărțit. Noi preferăm biluțele pentru că putem să ne facem porția exact atât cât dorim. Papanașii au fost delicioși, chiar ne-a fost poftă. Zerul scurt de la brânză și de la iaurt, eu îl păstrez. Aveam deja făcute sarmale și deoarece știu că nu le mâncăm pe toate, o parte din ele de obicei le pun la congelator. Fac porții individuale, le țin la congelator câteva ore ca să fie ferme și apoi le videz. Se pot congela pur și simplu în pungi, desigur, fără vidare, dar să știți că vidarea chiar face o mare diferență. Termenul de valabilitate este mult mai mare și gustul nu se schimbă absolut deloc. Când deschideți o pungă de la congelator și le reîncălziți, este ca și cum au fost făcute atunci pe loc. În rest, am mai făcut popcorn pentru o seară în care ne-am uitat la un film. Soțul meu a vrut salată de roșii de mai multe ori. Au apărut pe piață roșiile românești de solar, acelea țuguiate care au un gust mai bun. Dacă vreți să vă iasă sos mult la salata de roșii, există și un mic secret, îl aveți în rețeta de pe canal. Am să vă las linkul tot în primul comentariu. Al meu soț consumă salata împreună cu omletă pizza, îi zice el, adică rotundă și rumenită. Eu am mâncat cu mare plăcere iaurtul scurs cu miere și fulgi de cereale. Iaurtul scurs de zer capătă o consistență cremoasă și fermă ca de mascarpone și împreună cu mierea dulce și fulgii de cereale crocanți se încadrează mai degrabă la desert decât la mic dejun. Și pentru mine asta și este de fapt e desert.
am folosit zerul scurs amestecat cu apă pentru o mămăliguță pripită. Dă un gust ușor acrișor mălaiului, dar cel mai recomandat este să-l folosiți la balmoș. Și pentru asta aveți rețetă pe canal, vă las de asemenea link și pentru balmoș. Mămăliguța a mers perfect cu o saramură de pui. Rețeta aceasta nu o aveți pe canal, dar va fi publicată în curând. Cam atât am reușit să filmez din ce am gătit eu pentru mine, dragilor. Sper că ați găsit un strop de inspirație sau o idee care să vă fie de folos. Pe data viitoare, numai bine!